Whoa. Mamă, ce miroase urât! Mă tot întreb de ce oamenii râgâie și trag vântul. Asta da, o întrebare serioasă. Să mergem să vedem chiar acum. Da! Hai cu Adibu, aventura începe. Hai cu Adibu, să-mi vezi cât zece. Hai cu Adibu, nimeni nu te-ntrece. Hai cu Adibu. Când te frământă o problemă grea, de ce și cum vei întreba? Cunoașterea stă în puterea ta. Hai cu Adibu, aventura începe. Hai cu Adibu, să-mi vezi cât zece. Adibu, aventuri în corpul omenesc. Hai cu Adibu. Episodul 28. De ce râgâi și trag vânturi? Atunci când râgâi sau trage vânturi, corpul nu face decât să elimine gazele din stomac, pe sus sau pe jos. Robito, că a pierdut controlul! Ce se întâmplă? Păi tocmai a băut un pahar mare cu apă! Să încerc să intrăm în bula asta mare, să nu ne mai zguduim așa de tare. Ai văzut? Atunci când mâncăm sau bem, inhalăm și o cantitate mică de aer, ce se transformă în bule. Ne îndreptăm spre stomac cu tot cu mâncarea pe care a înghițit-o? Da, mai exact, ne îndreptăm spre niște spaghete. Acum suntem în stomac. Iar în mijlocul digestiei. Mâncarea este mărunțită. Adică și bula de aer va fi strivită? De fapt, bula de aer va fi eliminată prin cavitatea bucală și... Ce frică, Robitoc! Eu? Chiar deloc! Ce se întâmplă oare? O râgâială prelungă. Bulele pot ieși, dar noi vom rămâne aici? Nu lua într-acolo sau vom ajunge în intestine. Ne-am înțepenit și am mai și pierdut urma bulelor de aer. Știi, Adibu, mai bine am pune capăt acestei urmăriri. Bulele au dispărut în intestine cu resturile de mâncare și vor fi transformate în... Un vânt enorm? Da, și în loc să râzi, mai bine m-ai ajuta. Nu înțeleg un lucru. Dacă e numai aer, de ce vânturile lui Buzi miroseau așa urât? Când tragi vânturi, se elimine alături de gaze și... atenție, privește spatele tău! Robitoc, de ce are tare asta? O bacterie intestinală ce atacă mâncarea și o descompune în bucăți mai mici. E ca și cum ai descompune un puzzle. La sfârșit, te alegi doar cu bucățile mici. Prefer să rămân întreg. Hai să-i dăm altceva cu care să se joace. Ai văzut? Am șfăcat mâncarea și... Mai multe bule! Nu, Adibu, așteaptă! Bacteria a transformat mâncarea în bule de gaz. Asta mirosea așa urât! Cred că mi se face rău! Înapoi la seresta! Fii atent, Buzi! E rândul meu să trag vânt! Nu-i așa că te-am păcălit, Buzi? Nu vine să cred. Ups. E, acum ai înțeles de ce râgâim și tragem vânturi? Da, râgâim pentru a da afară bulele de aer pe care le-am inhalat și tragem vânturi pentru a elimina gazele ce s-au format în intestine din mâncare. Pe curând! Ha!
Hai să descoperim împreună lumea magică a fermecătoarelor Winx. Winx, de puterea ne unim. Serialul de desene animate Winx Club, acum pe DVD, numai prin Chez Media. Cumpără DVD-ul cu desenele animate Winx Club. Îl găsești la toate chioșcurile de presă din țară. Nu rata niciun episod. Puterea noastră e Winx.